Anicia, hei! Anicia! Stai un pic, ce faci? Nu vezi că am treabă? Lasă treaba ta, că avem o treabă mult mai importantă de făcut, hai! Ce anume? Trebuie să facem curățenie, că vine bunica. Deja? Nu știi că vine de Crăciun? Ba da, dar nu știi cât de pretențioasă este cu obsesia de curățenie. Băi, Serghei, fii atent. Dacă vini, trebuie să arate totul țiplă, să nu ne reproșezi nimic. Mă, din câte știu eu, oricum o să găsească ceva de reproșat, că nu-i de parcă poți să mulțumești pe bătrână. Da, măi, dar stai liniștit, că de data asta nu o să mai aibă ce să zică. O să facem totul lux, o să fii farmacia inimii, bunica. Tocmai de asta ne apucăm acum de curățenie. Cu o lună înainte? Pa, trebuia să ne apucăm din octombrie, dar dacă nu a anunțat suficient din timp? Uite chiar treaba. Dacă bunica ta vrea să vină, n-are decât, eu o primesc cu brațele deschise. Dar nu mă apuc acum să mă dau peste cap, să mă învârt în limbă ca să mulțumesc niște pretenții exagerate. Dacă ți se pare că e mizerie, n-ai decât să faci curat. Pentru mine e destul de ok așa. Serghei, ascultă la mine. Trebuie să o mulțumim pe bunica pentru că ne-a zis că dacă suntem cu minți și toate cele, ne lasă în apartamentul după ce... După ce expiră termenul de valabilitate. Opa! Păi cine a zis mă așa, dar nu fac eu curățenii pentru bunicuța noastră dragă și deloc pretențioasă? Ia zi, ce-i nevoie să fac? Te duci jos și cumperi produse de curățat de la Experto, pentru că produsele astea sunt atât de bune încât o mulțumesc chiar și pe bunica. Bine mă, gata, hai să ne apucăm de treabă. Bun, hai să înceapă curățenia! Arriva! Să înceapă fiesta curățenia! Și apartamentul îl primim. Și la bunică, și la bunică, și la bunică mulțumim. Apartamentul îl primim. Și la bunică, și la bunică, și la bunică mulțumim. Hai că am făcut o treabă bună. Bă, așa zic și eu. Gata, n-are ce să reproșez. Acum așteptăm cu minți, fără să ne mișcăm prea mult, ca să nu mai deranjăm ceva, da? Da. Să rămână! Să rămână! Bine ați venit! Ai, mai copchi, mai da și casă frumoasă aveți aici. Cum vi se pare casa? Vă place ce curățenii avem? Dar chiar că-i curat ești, nu am și să comentez asta, pot să vă zic, dar... Da. Dar ce? Ce mai are acum? Lipsește ceva, picând copchii. Faceți și voi un copchil 2-3, pentru că fata mea, uite, îți spun să nu te superi pe mine, dar tu nu mai ești așa tinerică. Ce-o mai lăsa pielea? Mâine, poi mâine te drezești că ești de aceeași vârstă ca și mine și n-ai un copil prin casă care să-ți gângurească. Dar bineînțeles, dacă faci... Mai punem noi apartamentul la Paștele Cailor. Ce apartament? Păi l-am dat lui Sorța. Da, lui Sorța l-am dat. Lui Sormea? Păi da, păi are trei copii, o făcut nepoți. Unii vrei să ducă ploză aia să-i depoziteze? Păi și nouă? Stai liniștit, draga mea, că o să-ți dau și ții ceva, dar și crezi că te las eu pe stradă. Îți dau un set de veselă cu farfurii și cu linguriți, că am văzut că tare mult îți place să mai cureți. Și numai bine că în timpul ăsta, când cureți, o să cânt și melodia asta. Apartamentul nu l-am primit și cu vesela, și cu vesela, și cu vesela m-am mulțumit.